Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de Sâmbătă, în săptămâna a 19-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citir. Fraților, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știm că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru bisericile Galatiei, așa să faceți și voi. În ziua întâi a săptămânii, duminica, fiecare dintre voi să-și pune deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni. Iar când voi veni, pe cei pe care îi veți socoti, pe aceea îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Sfânta și Dumnezească Evanghelie de Sâmbătă, în săptămâna a 19-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea, Iisus învăța și de față ședeau fariseii și învățătorii de lege care veniseră din toate satele Galilei, din Iudeea și din Ierusalim. Și puterea Domnului se arăta în tămăduiri. Și iată că niște bărbați aduceau un pat pe un om care era slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru și să-l pună înaintea lui. Dar negăsind ei pe unde să-l ducă, din pricina mulțimii, s-au suit pe podișul acoperișului și printre cărămizi l-au lăsat în jos cu patul la mijloc, înaintea lui Iisus. Deci, văzând credința lor, a zis: omule, ți se iartă păcatele tale. Dar fariseii și cărturarii au început a cârti zicând: cine este acesta care grăiește blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, a zis către ei: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai ușor? A zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ de a ierta păcatele, a zis celui slăbănog: ție zic, scoală-te, ia patul tău și mergi la casa ta. Și numai decât sculându-se înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse și s-a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu. Și uimirea a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și, plin de frică, ziceau: astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, ca să vedem și noi lucruri nemaipomenite prin cuvântul Evangheliei Tale. Și atâta timp cât se spune astăzi, să dăm slavă numelui Tău. Amin, amin, amin. Sfinții zilei de 2 noiembrie. Sfântul Gavril, mărturisitorul, cel nebun pentru Hristos, Sfântul mucenic Agapie, Sfântul mucenic Elpidifor, cinstirea icoanei Maicii Domnului din Șuia, Smolensk, Sfântul mucenic Aftonie, Sfântul mucenic Pigasie, Sfântul mucenic Achindin, Sfântul mucenic Anempodist. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.